Oh, salut! Unde mergeți? Astăzi facem o călătorie în delta, dar nu este delta Dunării, ci este delta din Carpați. Dacă vrei să vezi, hai cu mine. Haide! Suntem la doar 15 km distanță de orașul Brașov, chiar lângă Hălchiu și satul Nou. Iar aici se află rezervația naturală care poartă numele de Delta din Carpați. Însă povestea ei începe cu mult mai mult timp în urmă. Tot ce vedem în jur este o amenajare piscicolă creată de om, iar construcțiile acesteia au început acum mai bine de 40 de ani, chiar în anul 1975. În anul 1998, aceasta a fost și prima fermă piscicolă din România privatizată, care și-a schimbat denumirea din Rompesco în Doripesco. După doar 6 ani, în anul 2004, a devenit rezervație naturală, fiind înregistrată în SIT Natura 2000 ca arie protejată de interes comunitar european, iar asta datorită faunei și florei prezente aici. Vorbim de 418 hectare de luciu de apă, care reprezintă casa a peste 250 de specii diferite de păsări. Habitatul perfect pentru toate speciile de pești indigene, dar și aclimatizate, și locul perfect pentru o floră diversă. Iar acum este momentul să vorbim despre faună. Cele mai reprezentative specii de păsări care cuibăresc aici sunt cormoranul mic și stârcul roșu. Tot aici se găsesc peste 10 familii de castori. Se poate întâlni vidra, ursul și pisica sălbatică. Dacă ar trebui să vorbim despre specii reprezentative care vin prin migrație, barza neagră este emblema ariei protejate. Pentru această specie în particular, acesta este cel mai important loc de popas din Transilvania și unul dintre cele mai importante din întreaga Românie. Probabil acum te întreb de ce atât de multe păsări. Ei bine, hrana și liniștea oferită de aria protejată, datorită managementului piscicol făcut de către cei de la Doripesco, oferă aici habitatul perfect pentru toate aceste specii. O altă informație foarte interesantă este că acesta este și locul din care Doripesco își aprovizionează restaurantele cu diferite specii de pește. De aceea și sloganul, din lac direct în farfurie. Dar acum Delta din Carpați vine în Brașov, chiar la lacul Noua, pentru că timp de 3 zile în luna august te poți bucura și tu de preparate pescărești care vin chiar de aici, din Delta din Carpați. Festivalul Delta din Carpați vine la Brașov pe 18, 19 și 20 august la lacul Noua. 3 zile care îi aduce pe scenă pe Fly Project. Damian Drăghici, formația Atomic alături de Mihaela Grindean, dar și multe alte surprize. Vom face mișcare în fața scenei, apoi ne putem bucura de produsele tradiționale pescărești. Acolo veți găsi burger de pește, mici de pește și noua rețetă de fish kebab. Așa că noi vom fi acolo. Tu ce faci în august? Noi ne vedem pe 18, 19 și 20 august la lacul Noua. Dar înainte să încheiem transmisiunea, mai stați doar câteva minute să vedeți cu adevărat cât de frumoasă este Delta din Carpați. Bine ați venit în Delta din Carpați!